Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit și bine ați revenit pe canalul Dr. Crochet! Vă mulțumesc din suflet că sunteți abonați la acest canal, fiindcă, iată, am adus din nou un proiect minunat realizat din fir de bumbac Catania. Uitați ce de culori frumoase! Am folosit o croșetă de 2 și mai avem nevoie de câteva accesori, sârmă mai subțirică, un pic de vatelină, un pic de bandă pentru îmbrăcat codița, sârmă pentru codiță și un pistol de lipit cu silicon cald. Și cum îmi place mie să spun, să avem spor și voie bună! Mai întâi de toate, dragile mele, haide să realizăm bobocul de lalea care stă, de-abia stă să se deschidă, să devină o floare superbă roz, da? Am ales tot această nuanță frumoasă de verde, fiindcă la șuietă am văzut că ați fost atrase cel mai mult de această nuanță, și galben, tot la propunerile dumneavoastră din șuietă, bineînțeles. Haideți să vedeți cât de simplu se realizează acest bobocel. Vom ridica 20 de ochiuri de lanț. O primă buclă și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pentru această mărime am montat 20 de ochiuri de lanț. Dacă doriți un bobocel mai mic, puteți să scurtați ochiurile de lanț și obțineți un proiect mai micuț. Acum, voi da după croșetă și voi introduce din ochiul 2, scot firul, am 3 fire pe croșetă și scot prin toate 3, deci astfel am realizat un picioruș dublu redus. Dau firul după croșetă, introduc prin următorul ochișor, am 3 fire pe croșetă, scot prin toate 3, 2, 3, 4, 5 și tot așa până la 19 piciorușe duble reduse. Rândul meu, primul rând, este gata cu 19 piciorușe duble reduse. Haideți să facem rândul 2. Ridicăm un ochi de lanț, ne întoarcem și în spatele acestor piciorușe, dacă observați, am niște nodulețe formate din două firicele acestea. Din două firicele. Eu vreau să introduc pe sub un singur firicel. De ce? Fiindcă vreau să-mi rămână în relief, da, aceste două fire. Deci am făcut ochiul de lanț, dăm după croșetă și ne ducem în dreptul primului picioruș dublu redus, introducem pe sub un firicel de la nodulețul nostru, scoatem firul, avem 3 fire pe croșetă și scoatem prin toate 3. Dăm firul după croșetă. Mă duc în dreptul următorului picioruș dublu redus. Avem cele două firicele aici, ca un noduleț. Introducem pe sub unul singur, scoatem firul, avem 3 fire și scoatem prin toate 3 ca să facem picioroșul dublu redus. Ne ducem în dreptul următorului picioruș. Firele se văd foarte bine. Este un fir plinuț. Și astfel obținem noi, uitați, așa, un rând de piciorușe, un rând rămâne mie aici în relief, de altfel am aici la această bucată de material croșetată deja.
Firele acestea, uitați, așa vor fi în relief. Haideți acum să vă arăt cum voi schimba eu firul și voi trece la rândul 3 la nuanța de galben. Haideți să vedem câte piciorușe avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 piciorușe. Dăm firul după croșetă, tot nuanța de verde și acum mă duc aici în margină și voi introduce pe sub aceste două firicele care sunt în margine. Da? Astfel realizez piciorușul dublu redus cu numărul 19. Deci închei rândul tot cu nuanța de verde. Un ochi de lanț, întorc rândul, tot așa voi introduce croșeta pe sub acest firicel din spatele piciorușului meu. Da? Însă voi schimba culoarea astfel. Dau după croșetă, tot cu nuanța de verde. Mă duc și introduc pe sub primul meu firicel, la primul ochișor aici un pic mai greu, dar nu ne lăsăm. Acum las firul verde deoparte sau nuanța cu care veți lucra dumneavoastră și veți introduce cea de-a doua nuanță. Ancorăm pe degețel și acum eu voi scoate pe sub acest firicel nuanța 2, a doua nuanță. Și ce observați? Că am din verde două firicele și din galben un firicel. Așa schimb eu culoarea și fac piciorușul dublu redus. Dacă observați, în margine am tot nuanța de verde. Dacă vom schimba astfel culoarea, uitați, pe margină eu nu am deloc nuanță de verde, nu se, de roz aici, nu se vede nici de o parte, nici de alta. Doar în interior este nuanța mea de roz. Însă, acum merg în continuare, voi prinde firele mele în lucru, nuanța de verde va merge după mine până la capătul rândului, aici acest fir de galben îl vom prinde câteva ochiuri și vom face felul următor. Dăm după croșetă, firele mele sunt aici în partea de sus, mă duc în dreptul următorului picioruș, introduc croșeta pe sub bucla mea, pe sub cele două firicele pe care eu vreau să le prind în lucru, scot bucla, uitați astfel. Și fac piciorușul dublu redus. Automat că mie aici în lucru mi se prind aceste fire. Și am făcut deja al doilea picioruș dublu redus. Mă duc și lucrez și pe al treilea. Și pe al patrulea. Prindem firicelele în lucru. Și pe al cincilea. Și eu zic că pentru firul galben este suficient. Îl voi da deoparte și voi merge până la capăt, fiindcă voi avea nevoie de el, doar cu firul invers. Doar cu firul verde, în cazul meu. Mă duc și lucrez. Uitați, și pe sub firul meu verde voi introduce croșeta. Și lucrez în continuare rândul de piciorușe duble reduse cu nuanța de galben. Nu tăiem firul verde, nu îl tăiem, îl păstrăm. Haideți să lucrăm. Vom avea 18 piciorușe în total și la cel de-al 19-lea vom face împreună. Haideți să facem împreună piciorușul cu numărul 19 și dacă la început de rând am făcut jumătate-jumătate ca și nuanțe, jumate verde, jumate galben, primul picioruș, la fel vom face și ultimul picioruș. Piciorușul cu numărul 19, întotdeauna să știți că
trebuie să îl lucrăm introducând croșeta pe sub aceste două firicele din margine. Da? Am dat firul galben după croșetă, deci am două fire galbene, însă îl las deoparte și încep cu firul verde. Scot firul verde pe sub cele două firicele și în margină și de această dată voi avea nuanța de verde. Observați? Eu așa am schimbat culorile. Acum fac un ochi de lanț, întorc rândul. De această dată voi tăia firul galben, dar nu foarte scurt, fiindcă vreau să-l prind și pe acesta un pic în lucru. Dăm deoparte deocamdată. Da? Mai tragem noi frumos, aranjăm aici, am tras de firul galben, să nu iasă ochișorul prea larg. Dau după croșetă, mă duc, introduc pe sub firicelul acesta galben, croșeta, scot firul verde, am 3 fire verzi pe croșetă și scot prin toate. De această dată voi ridica eu firul galben, uitați astfel, introduc și pe sub el și pe sub următorul meu firicel de la următorul picioruș dublu redus. Scot firul verde, am agățat firele după cum se observă și scot prin toate 3. Dau după croșetă, mă duc în spatele următorului picioruș, mă duc și pe sub firul rămas tăiat și astfel, uitați, le prind eu în lucru. Mai tragem de el și vom merge cu verde în continuare. Am ținut să vă arăt acest aspect, cum am început și cum am finalizat atunci când introduc rândul colorat, ca să obțineți, uitați, astfel, fiindcă eu am lucrat verde pe margină, verde pe margină, da? Bun, acum, haideți să vedeți. La rândul 1 și 2 îl avem cu verde, rândul 3 este cu galben, rândul 4, 5, 6, 7, 8 cu verde, rândul 9 este cu galben. 10, 11, 12, 13, 14 sunt cu verde, rândul 15 cu galben. 16, 17, 18, 19, 20 cu verde, rândul 21 cu galben. Uitați, acesta trebuie să-l introduc pe dos, fiindcă această parte este fața, da? Apoi, rândul 22, 23 și 24 cu verde. Foarte, foarte important să respectăm acest număr de rânduri și foarte important să respectăm la ce rând introducem cea de-a doua culoare, ca atunci când noi coasem, uitați, să ne iasă astfel, da? Bun, haideți acum să vedeți cum am cusut. Coasem noi acum, da? Bun. Introduc acul pe margină. Și bineînțeles, ce voi face? Voi introduce acul în spatele rândului meu de piciorușe duble reduse, exact cum am introdus și croșeta, la fel pe sub aceeași buclă. Mă duc în dreptul următorului picioruș dublu redus, introduc acușorul pe sub bucla mea de la noduleț, mă duc în partea cealaltă, practic acesta este rândul de unde noi am pornit. Clar că vine ochi pe ochi, da? Scoatem acul, mă duc în dreptul următorului picioruș dublu redus, introduc pe sub bucla de la nodulețul meu,
Mă duc și iau un firicel și din partea cealaltă. Și tot așa, tot rândul până sus. Și o să vedeți că ne rămân acele două firicele sub formă de V în relief, dacă respectăm această cusătură. Da? Iată că am terminat rândul de cusut. Haideți să întoarcem să vedem cum a ieșit. Ia uitați. Și mie rândul în relief și am 1, 2, 3 rânduri în relief, dungă galben. 1, 2, 3 rânduri în relief, dungă galbenă și tot așa. Uitați. Super, super. Bun, haideți să întoarcem din nou pe dos lucrul. Da? Și acum să strângem laleaua. Bun. Acum, ne ducem și strângem în dreptul fiecărui rând, da, în relief, adică introducem acul în dreptul fiecărui rând în relief. Și am introdus. Mă duc în dreptul următorului rând. Am introdus acul în dreptul următorului rând. În relief. Am introdus acum. Haideți în dreptul următorului rând. Și tot așa. Și strângem, bineînțeles, uitați astfel, mai avem. Am ajuns de unde am plecat și vom strânge, uitați astfel, da? Bineînțeles că aici trebuie să lăsăm un pic de spațiu. De ce? Fiindcă din sârmă vom face codița și vom introduce în interior cu silicon, o vom prinde. Eu voi mai petrece încă o dată acest ac cu ață pe unde am introdus și la început ca să strâng totuși mai bine. Da? Uitați. Îmi rămâne și un pic de orificiu, nu încerc să îl închei de tot. Uitați. Am dus acul în dreptul unei dungulițe galbene. Uitați. Și îmi scot eu firul aici sus. Încă vreau să prind și sus. Întorc. Și uitați, foarte frumos. Super, super. Bineînțeles că acum ce facem? Umplem cu vatelină. Bine, bine. La leaua. Să-i dăm formă frumoasă și ca să stea bine această vatelină aici, cât de cât, o vom îndesa astfel cu o foarfecă.
Aranjăm după ce am bătătorit noi vatelina frumos să se ducă, da, aici unde trebuie și uitați astfel. Acum vom introduce acușorul de la o dungă galbenă la cealaltă. Uitați astfel. Mai, o să mai completez, să știți, aici cu un pic de vatelină pe lateral. Acum și după ce completez, voi prinde invers, da, în dreptul dungulițelor galbene. Da, voi prinde astfel. Și voi obține așa în vârf, da, patru colțuri. Uitați, voi coase cu un pic de ață, însă vreau să mai completez aici cu vatelină. Mai rulăm astfel și dăm o formă frumoasă bobocelului. Haideți să finalizăm. Bobocei sunt pregătiți. Așa. Mai aranjăm. După ce am cusut, eu introduc, uitați, astfel acu și mai ridic vatelina. Mai modelez. Până îmi place ochiului. Frumos. Și asta la fel, super. Haideți să le punem codița acum și mai apoi să vă explic cum am făcut eu frunza. Foarte, foarte simplu. Ca să am ținută și să-mi stea mie floricica bine, bine, voi pune această sârmă în două. Să știți că cam 35 de centimetri are codița mea. Cu cât mai introducem și în interior, e suficient. Așa. Voi tăia. Vreau să stea frumos. Pistolul de lipit, deja i-am dat drumul. Da? Bun. Și vom introduce astfel. Uitați. Voi lua pistolul de lipit. Da? Voi introduce aici în interior și voi introduce siliconul acesta cald. O da deoparte. Și gata. Bun. Pregătim acum hârtia pe care o întindem un pic să-i activăm noi acest lipici pe care îl are, da, de la căldura mânuțelor, ea se va modela foarte frumos. Voi da cu foarte puțin silicon la baza bobocelului aici. Și voi prinde banda ca să pot să o rulez. Da? Uitați. Și apoi începem și rulăm. Atenție că frige, da? Și îmbrăcăm noi astfel codița. Realizați o frunză, două, câte doriți. Eu am făcut una. Vă voi explica imediat. Și în timp ce rulați această bandă pe codiță, atașați și frunzulița. Una, două, trei, câte doriți. Eu o am pe aceasta. Uitați, cred că așa o voi pune. Voi așeza aici, mai jos, ca să prindem, uitați, astfel. Dăm, de două rulăm în același loc, ca să stea frumos. Și mă voi duce acum până jos. Codul culorii este 212. Și vom face în felul următor. Vom ridica. O primă buclă. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. După ce ați făcut ochiul cu numărul 27. Eu introduc deja sârma
și o prind în lucru. Și când mă duc, dar și când mă întorc. Dacă doriți să faceți cu ochiuri mai multe, 35 de ochiuri, cum am făcut eu, și veți face și rândul de piciorușe scurte, cel de-al doilea rând, e, atunci veți prinde sârma în lucru ca să aibă frunzulița noastră ținut. Am făcut piciorușul scurt, piciorușul dublu redus, acum voi face cele 20 de piciorușe duble și după cum observați, prind și sârmulița în lucru. Da? Uitați! Haideți să lucrăm! Am ajuns în vârf, am făcut cele 20 de piciorușe duble. Acum voi face un picioruș dublu redus, adică scot prin toate trei un picioruș scurt și ne-a mai rămas un ochișor, unde vom face un picioruș scurt, un ochi de lanț și ca să facem un mic picou, vom introduce la bază croșeta pe sub cele două fire, vom trage picioruș și vom face ochi alunecat aici. Picioruș alunecat, ochi alunecat, e aceeași treabă. Îndoim noi sârma, bineînțeles, vom prinde și acest firicel în lucru, introduc din nou prin același ochi și mai fac un picioruș scurt ca să pot întoarce lucru. Și ce fac? Mă duc în primul ochi, prind și sârma în lucru, da? Și fac un picioruș scurt, în următorul ochi un picioruș dublu redus. Voi merge în continuare cu cele 20 de piciorușe duble. Îndoim aici sârma bine, bine. Și finalizăm, da, exact cum am început, cu un picioruș dublu redus și cu un picioruș scurt. La final de rând, ce vom face? Vom introduce croșeta deasupra primului picioruș și vom face un ochi alunecat, astfel. Această buclă o vom lungi un pic și o vom scoate, adică vom scoate sârmulițele prin ea, uitați, astfel. Da? Tragem de acest firicel și aranjăm frumos. Uitați ce frumos a ieșit. Rulăm firul la codiță, îmbrăcăm un pic și asigurăm. Și gata, frunzulița, da? Minunată! Iată, dragile mele, vă sfătuiesc să realizați cât mai multe lalele ca să vă iasă un buchet superb. Voi face și galben cu verde, invers, de bea aștept să lucrez cât mai multe. Vă doresc spor și dacă doriți alt model de lalele, vă las în descriere și poate vă încântă și acelea să le lucrați. Pe curând, dragii mei! Toate cele bune!